Hello, welcome. Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube Învață engleza de la zero. Dacă nu ați vizionat lecțiile anterioare, numele meu este Simina și vă voi ajuta să învățați engleza într-un mod simplu și relaxat, pornind de la zero. În lecția de astăzi vom învăța adjectivul pronominal posesiv. Mai bine zis, cum spunem că ceva ne aparține nouă sau altcuiva, de exemplu, casa mea, mașina lui, profesorul tău, etc. Știți care este partea bună în limba engleză? Faptul că, deși în român avem de învățat patru forme pentru fiecare persoană, pentru că noi trebuie să schimbăm adjectivele în funcție de număr și persoană, ei bine, în engleză avem o singură formă pentru fiecare persoană. Da, da, ați auzit bine, o singură formă pentru fiecare persoană. De asemenea, un lucru foarte important de ținut minte este că acest adjectiv pronominal posesiv, după cum îi spune numele, chiar dacă el nu reprezintă neapărat o însușire, el totuși are funcție de adjectiv, de aceea va fi plasat în fața substantivului, față de limba română, unde îl plasăm de obicei după substantiv. Astfel, dacă în limba română, pentru persoana întâi singular, vom avea meu, mea, mei, mele, în funcție de număr și persoană, în limba engleză vom avea doar my. De exemplu, casa mea, my house. Observați cum, fiind adjectiv, îl vom plasa în fața substantivului my house. Tatăl meu, my father. Surorile mele, my sisters. Profesorii mei, my teachers tău, ta, tăi, tale. Your. De exemplu, creionul tău, your pencil. Mașina ta, your car. Lui, his. Soția lui, his wife. Părinții lui, his parents. A, her. De exemplu, Rochia ei, her dress soțul ei her husband lui sau ei dacă mă refer la un lucru sau la un animal it's casa lui it's house atenție să nu confundați cu it's scris cu apostrof între it și s uh, it's scris cu apostrof este prescurtare de la it is față de acest it, care efectiv reprezintă posesia în cazul unui animal sau al unui lucru. Și se scrie legat. Nostru, noastră, noștri, noastre, our. De exemplu, viața noastră, our life. Cărțile noastre, our books. Vostru, voastră, voștri, voastre your. De exemplu, familia voastră, your family. Orașul vostru, your town. Lor, their. Școala lor, their school. Jucăriile lor, their toys. Hai să facem o recapitulare. Pentru I avem my. You your he his she her it its we our you your they their Haideți să încercăm să folosim ceea ce am învățat în lecția de astăzi pentru a face câteva propoziții. De exemplu. Ea este profesoara mea. She is my teacher. Mike este fratele lui. Mike is his brother. Tina este mătușa ei. Tina is her aunt. Bill și Mary sunt părinții noștri. Bill and Mary are our parents. Tu ești prietena lor. You are their friend. George este colegul tău de bancă. George is your deskmate. Iată și tema pentru această lecție. Din nou, răspunsurile le veți găsi în descriere, și rugămintea mea principală este să nu trageți cu ochiul, ca să puteți învăța. Cel mai bine este să încercați prima oară să traduceți perechile de cuvinte apoi să traduceți propoziția aferentă ca exemplu. Mult succes! Deocamdată, asta este tot pentru lecția de azi. Dacă v-a plăcut sau ați aflat ceva nou, dați un like acestui video și subscribe pentru a afla noutăți. V-am pupat! Goodbye!